Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă lecție de literatură. Astăzi vă voi prezenta diferite tipuri de narator, așa cum reiese ele din textele literare pe care tu le studiezi. Pentru început, să ne întrebăm ce este un narator. Naratorul este vocea dintr-un text care relatează un eveniment sau o întâmplare. El este o creație a autorului care scrie textul Povestind ceea ce realizează personajul. Relația dintre autor și narator este una foarte bine determinată, deoarece autorul nu numai că scrie textul, dar creează naratorul și personajele care participă la acțiune. Relația dintre narator și personaje este specială. Naratorul poate fi unul și același lucru cu personajele sau poate fi diferit de personaj. Primul tip de narator pe care îl vom explica astăzi este naratorul subiectiv. Acesta este identic cu personajul principal sau cu un alt personaj. Povestește ceea ce se întâmplă în text. Este întotdeauna alături de personaje și transmite toate informațiile la persoana întâi, recunoscută în verbe și pronume. Pe de altă parte, naratorul obiectiv este diferit de personaje. El povestește ceea ce se întâmplă altor personaje, apărând ca un martor al acțiunii, nu este alături de personaje în text, iar verbele prin care îl identificăm sunt la persoana a treia. Ținem așadar minte faptul că naratorul subiectiv are verbe la persoana întâi, iar naratorul obiectiv este transpus prin verbe la persoana a treia. Pentru a fi mai clar, să mergem la un exemplu. Exemplu de text cu narator subiectiv. Începe jocul. Majoritatea ne trezim cu steagurile smulse și ajungem la închisoare, iar restul pun la cale misiuni de salvare minuțioase. La fiecare evadare izbutită, Paul, adică lucrul 3, aleargă prin sală cu brațele ridicate. Ignorăm steagul echipei roșii. Pe al nostru l-am ascuns bine. Gândul meu zboară la răvașul lui Iumli. De ce nu te uiți în sus din când în când? Când sună de ieșire, încep să râd. Am câștigat. Vă aduceți aminte cum identificam cel mai ușor naratorul subiectiv? Da, bineînțeles. Prin identificarea verbelor și pronumelor la persoana întâi. Haideți să le căutăm împreună. Ne trezim. Ajungem. Ignorăm. Pronumele al nostru. Pronumele meu. Verbul încep și ultimul verb am câștigat. Despre cine este vorba? Este vorba despre un personaj care participă la un joc pe care apoi îl relatează. Acest lucru ne face să stabilim clar că naratorul este unul subiectiv, deoarece este identic cu personajul. Să trecem mai departe la un exemplu de text cu narator obiectiv. Locuiau într-o casă îngustă și lunguiață într-un oraș ca oricare altul și făceau toate lucrurile pe care copiii le fac în mod obișnuit în poveștile de modă veche. Mergeau la școală și la plajă. Tădeau petreceri de zilele lor de naștere. Uneori erau duși la circ sau la grădina zoologică, deși nu prea le plăcea nimic pe acolo, exceptând elefanții. Cum identificăm un narator obiectiv? Bineînțeles. Căutăm verbele și pronumele la persoana a treia. Haideți să le găsim împreună. Locuiau Făceau Fac Mergeau Dădeau pronumele lor. Verbul erau duși. Nu le plăcea. Toate aceste verbe și pronume la persoana a treia ne indică prezența unui narator obiectiv, care este diferit de personajele din text. El prezintă aventurile altor eroi. Felicitări! Ai reușit să identifici tipurile de narator pe care îi întâlnim în textele literare. Naratorul obiectiv, care relatează la persoana a treia, și naratorul subiectiv, care relatează la persoana a propriile sale evenimente. Încearcă și tu singur să identifici acești naratori citind cât mai multe texte literare. Îți mulțumesc pentru atenție! La revedere pe data viitoare!